Pentru a veni în sprijinul victimelor, legislația privind violența domestică a fost modificată și completată, fiind reglementată modalitatea de intervenție a polițiștilor în cazurile de violență domestică și emiterea ordinului de protecție provizoriu de către aceștia. De la data de 28 decembrie 2018, polițiștii pot emite ordinul de protecție provizoriu, prin care se dispun pentru o perioadă de 5 zile una sau mai multe măsuri de protecție a victimelor. Ordinul de protecție provizoriu se emite de către polițiști care constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică. Astăzi se poate beneficia de acest ordin de protecție provizoriu de către victime de violențe în familie. Eu consider că această modificare de legislație dă un plus de siguranță cetățenilor privind violența domestică. Dacă până acum, în ceea ce privește emiterea ordinului de protecție, pentru că aici apare diferența, judecătorul era cel care emitea ordinul de protecție, punct, ordinul de protecție, de acum polițistul, care este primul care intervine în cazurile de violență domestică atunci când intensitatea evenimentului este maxim, el are la dispoziție acest instrument al legii, dând liniște și siguranță victimei din familie prin emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Acest ordin de protecție provizoriu scoate agresorul din mediul familial, lăsând victima, în cele mai multe cazuri, cu copiii, acesta este specificul situațiilor, lăsând victima cu copiii în familie, fără să mai fie nevoie ca aceasta să se deplaseze la alte centre. Ordinul stabilește procedura de intervenție a polițiștilor de cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice, metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului și procedura de emitere a ordinului de protecție provizoriu, precum și cea de punere în executare a acestuia. Intervențiile polițiștilor se pot face, așa cum am zis, din oficiu sau pe 112. De asemenea, polițistul poate să scoată agresorul din mediul respectiv, solicitându-i acestuia să-și găsească pentru o perioadă o locuință unde să poată sta, sau îi se poate oferi ca și adăpost adăposturile din Pitești sau din alte zone. Având în vedere modificările și completările aduse legislației, precum și introducerea unor elemente de noutate în activitatea desfășurată de poliție, în luna noiembrie anului trecut, echipe de specialiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au organizat o serie de sesiuni de pregătire a polițiștilor din Argeș și Vâlcea. Am pus la punct detaliile tehnice privind implementarea acestui ordin, am schimbat păreri atât cazuistică cu care polițiștii noștri s-au confruntat, colegii de la Vâlcea au venit și dumnealor cu situații inedite pe care le-au întâmpinat, ne-am pus de acord, ne-am documentat și am așteptat luna decembrie ca să putem pune în aplicare aceste ordine de protecție provizorii. De la data de 28 decembrie 2018 până în prezent, polițiștii argeșeni au intervenit la 22 de cazuri de violență în familie, fiind emise 7 ordine de protecție provizorii. Dacă ne întrebați până în acest moment câte asemenea ordine de protecție au fost emise de IPJ Argeș, vă putem răspunde că sunt în număr de 7, da? Asemenea ordine de protecție, 4 au fost emise în mediul urban și 3 în mediul rural. Da? Dintre acestea, unul singur a fost confirmat de procuror. Conform dispozițiilor legale, știți foarte bine, el are o valabilitate de 5 zile și în termen de 24 de ore, el trebuie confirmat de procuror. Toate documentele și toate, inclusiv ordinul de protecție și toate documentele întocmite cu ocazia emiterii acestui ordin, se înaintează procurorului, iar dumnealui se pronunță pe menținerea acestei măsuri sau infirmă acest ordin de protecție provizorie.
În cursul anului trecut, la nivelul județului Argeș, au fost sesizate 1136 de infracțiuni din sfera violenței domestice, 38,2% în mediul urban și 61,8% în rural. Dintre acestea, ponderea cea mai mare este reprezentată de faptele de lovire sau alte violențe, 62,41%, urmate de amenințare, 22,79%, abandon de familie, 3,34% și nerespectare a ordinelor de protecție, 2,72%. Din punct de vedere al locului comiterii faptelor, cele mai multe infracțiuni s-au comis la domiciliul subiecților, 72,60% din totalul infracțiunilor.